Președintele ALDE, Călin Popescu Tăricianu, a declarat astăzi că atât UDMR cât și unii membri PSD au rezerve față de inițierea procedurii de suspendare din funcția președintelui Iohannis. Tăricianul pledează pentru o evaluare serioasă a șanselor unui asemenea demers de a fi votat în Parlament. În primul rând, cei care doresc să lanseze acest subiect trebuie să facă un calcul foarte simplu, care este baza de susținere în Parlament a unui astfel de demers. Am auzit acest subiect în trecere la o emisiune TV. Departamentul de Comunicare al ALDE a avut o poziție atunci, nu a apărut nimic nou care să ne oblige să avem o altă poziție. Din câte știu, UDMR nu subscrie. Există, din câte știu eu, numeroși membri din PSD care au rezerve ca să nu spun mai mult. Trebuie început această evaluare întâi și după aceea trebuie luată această decizie. A declarat liderul ALDE, Că Popescu Tăricianu. În urmă cu o săptămână, președintele PSD Liviu Dragnea a afirmat că așteaptă să vadă dacă și președintele Alde susține inițiativa suspendării. Dacă vrem să-l suspendăm, îl suspendăm pur și simplu. Eu aș vrea să vedem domnul Tăricianu, a spus atunci Liviu Dragnea. În cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, președintele României poate fi suspendat din funcție de către Camera Deputaților și de Senat în ședință comună cu votul majorității deputaților și senatorilor.